Capitol 84 Teburstingshender 1. Când cerul se va crăpa 2. Și va da ascultare stăpânului său, după cuvință 3. Când pământul se va întinde 4. Și va arunca afară ceea ce se află în el și se va deșerta 2. 5. Și va da ascultare stăpânului său, după cuviință. 6. O, omule, tu te silești către Domnul tău din răsputeri și tu îl vei întâlni. 7. În cel privește pe cel căruia i se va da cartea în dreapta sa, 3. 8. Cu acela se va face socoteală ușoară, 4. 9. Și el se va întoarce la familia sa bucuros, 5. 10. Însă în ce privește pe acela căruia cartea sa îi se va da prin spatele său, 6. 11. Acela se va ruga pentru pieire. 12. Și va arde în flăcări. 13. El a fost bucuros în mijlocul familiei sale. 14. Și și-a închipuit că nu se va întoarce niciodată. 7. 15. Dar nu, 8, Domnul lui l-a văzut pe el prea bine, 9. 16. Nu, jur pe amurg. 17. Și pe noapte, și pe ceea ce adună ea. 18. Și pe luna care se întregește. 19. Voi veți trece de la o stare la alta. 20. Dar ce au ei că nu cred? 21. Iar când li se citește Coranul, nu se prosternează. 10. 22. Însă aceia care nu cred îl socotesc mai degrabă minciună. 23. Iar Allah știe mai bine ce ascund ei. 24. Vestește-l lor, așadar, un chin dureros 11 25 Afară de aceia care cred și plinesc fapte bune, căci ei vor avea parte de o răsplată neîntreruptă.